ziua, salut, bine ați venit la o nouă întâlnire Sports Talk. Invitatul este unul foarte special, domnul Ilie Năstase, bine ați venit la Cluj, bine ați venit la Sports Talks. Mulțumesc. Și pentru mine e special Clujul, pentru că aici am venit prima dată când am început să joc tenisul, la 12 ani, 13 ani. Mi-aduc aminte că erau terenuri aici, lângă Someș, și nu au dispărut, nu le mai văd. Mi-aduc aminte că am fost băiat de minge la finala dintre domnul Țiriac și domnul Viziru, că am ridicat primul mână. Le-am întrebat pe toți la micul dejun cine vrea să rămână să dea mingile. Pardon, la finală. Și eu am ridicat primul și după mine a fost un băiat de la Târgu Mureș, Balog, cred. Și așa am... Țiriac nici acum nu știe că eu am fost băiat de minge, așa că... E o poveste frumoasă. Vă mărturisesc că m-am gândit înainte de această întâlnire la tot felul de întrebări pe care să vi le adresez, dar la sfârșit mi-am dat seama că cel mai important e ca generația de adolescenți și tineri să vă cunoască, pentru că ei știu foarte puține despre cariera dumneavoastră, așa că am făcut următorul exercițiu. Am cerut de la toți voluntarii de la Sports Festival să trimită câte o întrebare, așa că toate întrebările pe care le voi adresa la această întâlnire vin de la adolescenți. Pentru că aș vrea ca ei să vă cunoască persoana și cariera. Așa că o să încep cu prima întrebare, domnule Năstase. Cine v-a motivat cel mai mult când ați început să jucați tenis? În primul rând, locul unde m-am născut. M-am născut pe Progres, acolo unde există o tradiție de aproape 100 de ani și care acum noi, din păcate, nu mai avem voie să intrăm acolo, că tovarășul guvernator Isărescu nu prea ne lasă. Cred că clubul ăla e de la mama lui de acasă, așa crede el. Dar acolo eu mi-am petrecut de la 4 ani la 10 ani. M-am născut acolo cu moașe. Pentru mine aia era casa mea. Și am suferit mult când nu ne-am mai lăsat să jucăm acolo. Toate meciurile de Cupa Davis și înaintea mea și al lui domnul Țiriac au fost jucate pe acele terenuri. Din păcate nu mai avem voie, nu se face nimic. Așa numitele arene BNR. BNR. Ni s-au dat și numele la ele de pe... Arenele BNR Țiriac Năstase, după care ni s-au luat numele jos, exact cum i-a făcut lui Hagi la Constanța. E urât ce se întâmplă, pentru că arenele alea nu sunt ale domnului Isărescu, nici a Băncii Naționale, sunt ale românilor. Și banca BNR nu e banca națională a României, a românilor. Și noi am fost tratați așa în felul ăsta, eu nu accept treaba asta și până nu mă duc pe lumea altă, nu mă las până nu luăm apoi arenele BNR. Și o persoană care v-a motivat? Persoana, în primul rând, fratele meu, care era mai mare cu 13 ani și deja el era campion la tenis. A făcut și pereche cu domnul Țiriac la Cupa Davis, Costică Năstase îl chemă. După aceea, era acolo tot ce-mi trebuia mie. Terenul era în stânga de tenis, terenul de fotbal în dreapta și acasă aveam rachetele aruncate pe jos, tenis murdar de la el. Și m-a inspirat treaba asta. A doua întrebare de la adolescenți. De ce tenisul și nu alt sport? Am avut o perioadă în care a trebuit să decid. Și asta a fost la 15 ani, când antrenorul de la fotbal se numea domnul Catana și cel de la tenis se numea domnul Chivaru. Ne-am întâlnit toți trei și cel de la fotbal mi-a propus o ciocolată mică și cel de la tenis una mare. Și am ales ciocolata mare, care era tenisul, de fapt. Cum v-ați păstrat motivația de a câștiga? O altă întrebare de la tinerii noștri voluntari. Păi, dacă iubești ceva, ești motivat. Nu ai nevoie nici de părinți să te împingă din spate, nici de ceilalți. Dacă faci cu plăcere ceva, n-ai cum să nu reușești. Ce anume din tenis, când intrați pe teren, vă făcea să vă întoarceți din nou și din nou? Adică, care e misterul acestui sport? Mi-a plăcut foarte mult și țin minte că mă antrenam cu domnul Țiriac și alergam și după mingile care erau afară. Atât de mult îmi plăcea tenisul. După aia am întâlnit niște jucători extraordinari din Australia care m-au îndrumat să joc și la simplu, și la dublu, și la dublu mix. Cine sunt? Roy Emerson, de exemplu, Rod Laver. Și am învățat de la ei. Și acum, dacă mă uit în
ce se întâmplă astăzi, cei care sunt cei mai buni la simplu nu prea joacă la dublu. Probabil că ultimul care a făcut treaba asta a fost John McEnroe. Deci lucrurile s-au schimbat foarte mult din anii 60-70, când era absolut normal când mergi la un turneu să joci și simplu și dublu. Nu toată lumea. Dar eu mă antrenam ca și la meci, că la antrenament mai glumești, mai pe o scurtă, mai încep să râzi. Dar când e meci, că e simplu, că e dublu, că e dublu mix, trebuie să fii, să joci serios. Ce rutine disciplinare aveați ca sportiv? Sunt curios să afle tinerii noștri colegi. Acolo era o problemă, că noi venind din România, disciplină, aveam nevoie de vize, unde mergeam. Noi ne făceam singur rachetele, programul de antrenament tot noi. N-am avut nici manager, nici masor, nici nutriționist, nici ce vreți dumneavoastră, ce au cei de astăzi. Și totuși am reușit, că așa erau, nu erau bani, nu erau, turneele erau, nu erau atât de importante. Abia în 68 a fost primul turneu Open, care s-a jucat în Anglia, la Bournemouth. Și după aceea a fost Roland Garros, când am putut să jucăm împreună cu profesioniștii, că până atunci nu era Open. Adică tenisul se juca separat, profesioniștii într-o parte și noi în cealaltă parte. Și cum era viața unui sportiv înainte să devină totul atât de profesionist, cu nutriționist, cu masseur, cu manager? Care era viața dumneavoastră mereu pe drumuri? Nu, era greu, pentru că trebuie să ne organizăm și în același timp să și jucăm, să jucăm bine, să avem performanțe. Dar am făcut-o și eu sunt unul mulțumit că am putut să fac și performanța. Câte ore pe zi vă antrenați? Păi nu mă antrenam mult, pentru că jucam, v-am spus, meciurile de simplu, dublu și dublu mixtă. Țin minte, un an, cred că a fost 72, când am fost la Wimbledon în toate trei finale. Am început la ora 2 și am terminat la 9:30 seara. Deci nu mai aveam nevoie de antrenament. Care a fost, întreabă tinerii, cel mai important moment al carierei dumneavoastră? Cel mai important a fost, cred că în 1966. Aveam 20 de ani și până atunci nu jucasem nicăieri în străinătate, decât am fost în Grecia, în Bulgaria, în Rusia. Și am avut mare noroc că în 66 am jucat primul meci de Cupa Davis la Paris cu Franța. Și atunci au fost obligat să mă lase, să căream în echipă cu domnul Țiriac. Și acolo au participat la meciul ăsta trei dintre mușchetarii lor. Domnul Lacoste, care știți cine e, și ceilalți doi. Și i-a plăcut de mine foarte mult. Și a venit în vestea să mă întrebe dacă nu vreau să joc cu echipamentul dânsului. Și am spus, bineînțeles, că aveam un short de la Slazinger, o cămașă de la Fred Perry, tenis nu știu de unde, chinezești. Și a doua zi mi-a adus în vestiar tot ce aveam eu nevoie. Și m-a întrebat dacă am antrenor. Și am spus că nu am antrenor. Păi de unde ai învățat să joci? Scurte, loburi, de asta? Zic, i-am zis ăla de la BNR cu burțile mari, eu ce să le zic? Păi ei vedeam acolo la Progresul. Și mi-a zis, dar la Roland Garros nu joci? Săptămâna viitoare, peste două săptămâni? Am zis, nu, că nu... Înainte nu erau ca acum cu clasament ATP. Clasamentul a început cu dumneavoastră în 72. Da, scrieai la organizatori pe cine ai bătut în anul dinainte și dacă ei decidau să joci, te invitau. Dacă nu... Și atunci el a vorbit cu organizatorii să mă lase direct pe tablou. Și am jucat foarte bine, am trecut de trei tururi la simplu și am fost în finală, la dublu cu domnul Țiriac. Dacă nu era domnul Lacoste, poate eu nu eram, azi cine sunt. Deci acel moment a fost deblocat cel mai important lucrurile. Pentru mine, da. Care era relația dumneavoastră cu autoritățile când se punea problema să ieșiți din țară? Păi nu m-a lăsat până la 20 de ani. Deci, cu toate că eram numărul 1 la junior în România și ceilalți colegii mei, Stan Smith, Codeș, care erau atunci Metreveli, jucau la turneile de Grand Slam de juniori, că așa erau și la Grand Slam la juniori. Și o avea la 20 de ani, 21, am jucat și la Wimbledon, prima oară. Care era destul de târziu pentru un jucător de tenis. Am citit că ați fost primul jucător care a semnat un contract profesionist cu firma Nike, care acum apare ceva absolut de domeniul normalului. Vă amintiți în ce valoare avea acel contract? Da, mi-aduc aminte. Era în Statele Unite, la Washington. Jucam un turneu de... Așa, nu era important.
și domnul Phil Knight, care era proprietarul, încerca să își promoveze tenisii. Că el a fost, cred că a fost atlet la 800 de metri, cât țin eu minte, și venea cu sacul cu tenis, i-a ducea din Japonia, că numele Nike e japonez. Și venea prin, acolo, pe la vestiare, spunea cine vrea să joace cu tenis, nimeni nu vrea să joace cu tenisul lui. Și am fost singurul care am zis, da, joc eu. Am negociat contractul cu el, trebuia să-mi dea 5.000 pe an, am semnat pe un an. Dolari. Dolari. Și după aceea a venit managerul meu, avea manager, domnul Riordan, care după aia a devenit primarul Los Angelesului și a zis, nu, 15.000. Și omul nu era, n-avea bani, săracul. Că a spus în cartea lui, zice, Ilie a fost un gentleman cu mine, dar managerul m-a ruinat aproape. Asta a fost povestea. Care a fost cel mai greu moment al carierei dumneavoastră? Nu, sunt momente, dar n-aș vrea să le amintesc, că nu au rost. Adică Cupa Davis, trei finale, aia de la București, care am pierdut-o. Dar sunt lucrurile mai bune, sunt mai multe decât ale rele, așa că sunt mulțumit. Un meci de tenis întreabă tinerii noștri colegi pe care nu o să-l uitați niciodată. Bineînțeles că sunt foarte multe, dar care ar fi primul care vă vine? Nu neapărat unul pierdut, să știți că nu... De exemplu, m-a întrebat cineva care a fost cel mai frumos meci al meu de tenis și am spus că finala pierdută cu Stan Smith în 70... La Wimbledon. Da, în 72. Nu o să le menționez pe cele care am câștigat, că nu, nu are rost. Și... Dar ăla mă aduc aminte de el, pentru că am pierdut la o minge a fost diferența. O minge două. Și mai e celebru meci de 5 seturi de la US Open, da, cu Arthur Ashe. Da, asta se compensează. De exemplu, la Wimbledon am avut puțin ghinion, însă la US Open am avut puțin noroc. Că am fost condus cu 2-1 și 5-1 pe iarbă. Și am câștigat în 5 seturi, da. Asta spun. Unele câștigi, unele pierzi. Cum vă montați sau remontați după o înfrângere cum a fost cea de la Wimbledon? Adică ce le-ați spune unui tânăr sportiv după asemenea încercare? Trebuie să continui, n-ai încotro. Mă uit și la fotbal, la fel, pierzi un meci, mergi mai departe, nu? Încerci să-l câștigi pe următorul, chiar dacă următorul pierzi, trebuie să mergi mai departe. Dar aveam încredere în mine, pasiunea, cred că pasiunea asta m-a făcut să continui și să fiu ambițios. Chiar dacă veneam dintr-o țară unde tenisul nu era popular, spuneam acum câteva, vorbeam câteva săptămâni, eram la Constanța și spuneam domnului primar, sunteți cel mai norocos primar. Și m-a întrebat de ce. Păi aveți doi foști numărul unu mondial, eu m-am mutat la Constanța. Pe mine și pe Simona, dar n-a reacționat nimic, n-a zis... Plus Horia Tecău. Plus Horia Tecău, plus Pavel. Deci, dar n-a reacționat domnul primar, cred că visa. Sunt curios, care erau relațiile dumneavoastră cu regimul de atunci? Erați tratat ca o personalitate, cum zicem astăzi, ca un superstar? Sau erați, să zicem, vi se cereau tot felul de lucruri? Nu, noi, domnul Cirea, noi plecam în ianuarie și mai veneam în decembrie. Ne se dădea voie să jucăm la toate turneile, că acum sunt, de exemplu, 14 turnee ca să-ți acorde punctele. Atunci, cel mai puțin, jucam 32 de turnee, plus meciurile de Cupa Davis. Meciurile de Cupa Davis nu erau ca acum, 3 meciuri câștigai Cupa Davis, iar se numea challenge. Cel care câștiga Cupa cu un an înainte, stătea pe loc până veneau ceilalți care jucau 7 meciuri ca să ajungi în finală. Și noi ne concentram. Da, au fost perioade când mi-a fost și puțin frică, a fost o situație în care, cred că era, nu știu, anii 70, când ni s-a acordat, nu era Steaua României, era Ordinul Muncii clasa 1, așa se numea atunci. Și am fost... Rol Muncii Socialiste. Așa, ce era Republica Socialistă România atunci. Eu fiind militar, trebuia să-i spun că Ceaușescu, când ne dădea medalia, slujesc sau... Servesc patria. Servesc patria, da. Servesc patria, Republica Socialistă România, nu România. Și atunci s-a format un grup mare,
Eu eram în grupul cu domnul Maurer, care era foarte mare iubitor de tenis și m-a simpatizat pe mine, și în celălalt grup era domnul Țiria cu Ceaușescu. Și la un moment dat s-a spart grupul la mare și ne-a făcut un grup și mai mare. Și ne-a pus șampanie la fiecare în pahar. Eu nu beam deloc, beam numai apă, Coca-Cola, ce beam, și m-am prins puțin curaj. Și a venit tovarășul Ceaușescu spre mine și a zis: „Mai Flăcăule, să știi că mie îmi place de tine.” Și s-a oprit și zice: „Dar nu-mi place un singur lucru, te văd acolo pe buze cam în juri, pe românește.” Eu eram lângă domnul Maură, luasem puțin și o șampanie, mă amețisem. Și a zis: „Știți, tovarășul, că eu am temperament de român.” În momentul ăla domnul Maură zice: „Pleacă, dracu, de aici, că la asta nu-i răspunde nimeni.” Și trebuie să joc a doua zi, trebuie să plec la Barcelona. Zic: „Gata, s-a terminat.” Dar nu mi-a făcut nimic. Deci obișnuința era să nu ridice nimeni. Da, nu, mie cel puțin nu. În momentul dacă îmi cerea ceva să fac sau rețineau banii de la turnele de simplu, sigur plecam, dar rețineau banii de la Cupa Davis, care era normal, într-un fel aveau nevoie și ei. Apropo de bani, o altă întrebare de la colegii noștri: cum e să fii bogat? Nu știu, nu mă simt... În România nu mă simt bogat, mă simt mai bogat la Paris, cred. Așa cred eu. Aici, în România, toată lumea vorbește de milioane, de... Eu nu sunt așa. E bine, după ce ești sărac, să fii bogat. Ce simți, întreabă colegii noștri, când câștigi în fața unui adversar pe care îl admirai? Da, am jucat și cu cei din generația dinaintea mea, Australian Laver, Roosevelt, și atunci te simți că știi că poți să devii și tu ca ei. Dacă, mai ales că dacă îi bați de două, trei ori, înseamnă că poți câștiga multe meciuri. Mă opresc și vă invit să-i puneți întrebări domnului Năstase. Avem o colegă... Nu, dar vreau să vă menționez că soția mea, acum câteva luni, eram pe stradă prin Doroban și a trecut un domn, cam de vârsta mea, un bătrân de vârsta mea. Așa. Cu un băiețel mai tânăr, că tot tineri văd. Și eram cu masca și după ce am trecut, s-a întors și m-a întrebat: „Sunteți domnul Năstase?” Și am zis: „Da.” Și le ia pe la mic de mână: „Știi cine e domn?” De unde să știe copilul? Nu avea de unde să știe. Și nici cred că m-a întrebat, băi, nu știu cine sunt eu, dar... Și zice: „Vezi tu pe domnul ăsta, pe timpul comunismului, pe timpul lui Ceaușescu, noi ne simțeam liberi datorită dânsului.” Și zice la micul: „Ce, cum?” „Păi, juca 5 ore la Wimbledon, ne simțeam cu... eram cu el, alături de el, eram liber în Anglia. Juca la Roland Garros, eram liber.” Un compliment foarte frumos, asta mi-a plăcut cel mai mult. Meciurile se transmiteau? Asta vreau să spun. Toate meciurile mele și bun, și a echipei naționale de fotbal erau transmise. Da, vă invit să-i adresați întrebări domnului Năstase. Mai în vârstă, așa că ia tinerii. Curaj! Avem o colegă cu un microfon care poate... Ia să te văd, colegă, ia. Da, sigur, dacă, dacă o să avem o întrebare, sau una sau 20, e Anela. O cunoașteți pe Anela? Da. Mă mir că n-am întrebat până acum. Chiar am zis, câte întrebări au mai pus colegii? Și n-ai venit cu nu, cine mai rămâne? N-ai venit cu fotografii, nu te... Urmează. Nu te mai recunosc, Anela. Urmează, am acolo te pregătite. Ai îmbolnăvit, ce ai? Nu, am acolo pregătite. Deci urmează niște autografii acolo. Am venit și eu ieri. Prima persoană, Anela. Semnează-mi pe asta, semnează-mi pe badge, semnează-mi pe pălărie. Pe bluză. Pe kilos, nu mai zis să semnează. Urmează. Nu, glumeam. Deci, în primul rând, ne bucurăm că sunteți aici la Sport Festival Cluj și împreună cu Ioana. Mulțumim, zic și eu, în numele organizatorilor că ați venit la Cluj. Cred că sunteți totdeauna binevenit. Vreau să știu cum a fost, probabil că toți vrem să știm, cum a fost meciul de la Wimbledon cu Stan Smith. Eu eram copil, nu știu, probabil că mulți au văzut acel meci. Deci eu 4 ore nu m-am mișcat din fața televizorului. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult, că totdeauna parcă cu zâmbetul pe buze a jucat. Nu-mi plăcea de Stan Smith, l-am urât și acum mi-a trecut. De atunci...
Este că și la urmă. Cum a fost să nu aveți bănci acolo, să stați, că nu, tot deci, picioare ați stat? Da, e adevărat, că și domnul Țireac m-a întrebat odată, discutam despre scaunul de când schimb când se schimbă. Abia în 73 s-au pus scaunele și a început să fie publicitate în televiziune, la meciurile de tenis. Până stăteam jos, puneam rachetele pe iarbă, dacă era la Wimbledon, pe iarbă. Rosopul agățat acolo de scaunul de la arbitru. Aveau și o băutură de aia, spunea Orange Squash sau Lemon Squash, era caldă, nu aveam apa caldă. Schimbam automat. Meciul meu cu Smith a durat 5 ore. Vă dați seama dacă mai erau încă 2 minute jumate să stai pe scaun. La 5 ore jucam toată ziua. Așa a fost atunci. Sigur, acum e mult mai... Pauzele erau mai mici. Da, nu, acum e mult mai bine. Ai stai jos, te odihnești, te mai uiți la antrenor. Publicitatea care e foarte... Banii vin de acolo. Premiile se duc la jucători. E mai organizat. Atunci nu era... poate era amator sportul. Cred. Față de ce acum. Deci tot eu. Dacă mai vrea cineva, spune. Păi nu ți-am răspuns, că am jucat 5 ore. Anela. Știu! Eu am fost copil și am stat în fața televizorului până s-a terminat tot meciul și de atunci m-am îndrăgostit eu de tenis și recunosc acolo de față cu toată lumea. Sunteți și ați fost totdeauna idolul meu și rămâneți toată păi viața. Știu, știți ce a făcut Anela? De vreo 12 ani organizează un turneu la Arad. De 15 chiar. De 15? Da, da. Da. Se duce acolo, se bate pe la primărie, se duce... Nu știu, într-un an, nu știu, au pus afișele pe în stația de tramvai. Da, și a venit poliția și le-a dat jos, ea le-a pus înapoi. Și mi-au dat și amendă. E pasionată de tenis și mă uit la meciurile de Fed Cup sau de Cupa Davis, câți copii adună ea. Și din aia copii, cred că 2-3 o să ajungă campion. Păi datorită meciurilor care le-am văzut la televizor cu dumneavoastră, cu Simona, cu Irina Begu, cu Sorana, cu toată lumea și cu Horia Tecău, cu Marius Copil, Andrei Pavel, sunt convinsă că de aceea s-au apucat foarte mulți copii de tenis. Cineva, dacă mai are întrebări pentru domnul Ilie... Cum a fost să fiți prima dată primul număr unu din istoria tenisului? A fost puțin așa straniu, pentru că se vorbea pe circuit că o să bage clasamentul cu computer, că înainte că clasamentele le făceau ziariștii străini, la sfârșitul anului fiecare își dădea cu părerea cine e numărul 1, numărul 2, nu era prea corect, dar se vorbea în 72, pe la sfârșitul 72, că o să introducă clasamentul computerizat și eu am avut un an foarte bun, 73, că am câștigat 11 turnee, fără să mă gândesc că o să fie, când o să fie introdus clasamentul. S-a introdus în 73, am stat aproape un an de zile numărul 1, dar după mine a venit Newcomb și mai departe ceilalți. Bună ziua, domnule Năstase. Îmi pare bine să vă cunosc din Piatra Neamț. Sunt Costi Chiril, este numele meu. Ești soția mea tot în Piatra Neamț. Serios? Da. Nu știam. Moldovean, că ce să faci și asta e. Eu am un prieten chinez și tot timpul când mă întâlnesc cu el, nu-mi dădeam seama, tot timpul bătea cu pumnul masă și spuneam, bă, cum dracu noi, dintr-o națiune cu milioane, cu miliarde de cetățeni, n-am reușit să dăm lumii un lider mondial și voi, din 20 de milioane, ați reușit. Vreau, domnule Năstase, să vă întreb ce ne lipsește nouă românilor acum să mai putem genera din nou campioni, deși e foarte greu, cum ați fost dumneavoastră. Bani. Să băgăm bani în sport. Nu, vorbesc serios. Și sportul să fie o prioritate, că la noi au trecut mulți prim-ministri care am cunoscut și au declarat că pentru ei sportul nu e o prioritate. Dacă nu e o prioritate sportul, înseamnă că o să plătim de 50 de euro, 100 de euro mai mult pentru sănătate. Vorbeam și cu domnul Țireac. Și era un copil pe acolo unde stăm noi și mergea așa într-o parte. Ia uite, Năstase, ăla micul nu știe să meargă, dar să mai alerge. Aici e problema. Trebuie să-i păștea micii, să-i... Era la un moment dat vorba să facă niște grădinițe de sport, vreo 500. Erau bani de la Comunitatea Europeană și după aia a căzut proiectul. Ăla a fost foarte bun. Să învățăm de mici, să meargă, să alerge, să facă sport. Și din aia, să zicem, 1000, dacă 2 devin campion, foarte bine. S-ar putea să vă pun o altă întrebare puțin cam incomodă, nu pentru dumneavoastră, ci pentru... Cei din jurul dumneavoastră, spuneați că bani ne lipsesc nouă românilor pentru a genera valori și în sport. Este greu de înțeles pentru noi cetățenii de rând cum un om influent ca domnul Țiriac nu reușește să influențeze administrația centrală, locală, cum vreți dumneavoastră,
să scoată acești bani pentru sport, pentru că cu toții suntem de acord că sportul e un mare bine pentru acest popor. Noi acum, eu nu mai sunt la federație, dar ce am înțeles de la cei de la federație, că a fost un conflict între un domn din Sibiu și Federația Română de Tenis. Ce s-a întâmplat? În conflictul ăsta de 3 ani, 4 ani, federația n-a primit niciun ban. Acești copii care se duc la turnee, se duc pe banii lor. Cum a făcut-o și Simona când era mică, tatăl a pus banul. E inadmisibil să ai atâtea federații și una să nu primească bani și celelalte să primească. Nu știu la cine să mă adresez, că în țara asta nu știu la cine să te adresez. Când era pe timpul lui Ceaușescu, te duce la Partidul Comunist, avem nevoie de bani să plecăm la Wimbledon. Și ne dădeau. Ei, acum nu știu la cine să mă adresez. Cine? Privații, de exemplu, privații sunt foarte importanți în țările civilizate. Am un prieten care este managerul echipei de fotbal a Franței și are un buget de 500 de milioane de euro de la privați, adună, de la bancă, de la ala. Dar noi încă nu se știe treaba asta, sau nu se folosește. Cine e domnul din Sibiu? Nici nu mai știu cum îl cheamă. Cum îl cheamă Anela pe la Sibiu? Vecer. Vecer, da. Vecer. Eu nu mai mă bancă, nu sunt domnul Țiriac, văd că a abandonat, l-a lăsat pe domnul Cosac. Nu se poate vorbi. Sunt procese peste procese ca să faci sport. Mi se pare incredibil. Bună ziua, Călin Ponaru de la Transilvania Business. În ce stadiu este proiectul Academiei Țiriac Năstase? Dacă va fi și Năstase, am înțeles că e o discuție. Și dacă s-ar putea face și la Cluj o asemenea academie? Nu, e un proiect mai mare decât Țiriac Năstase. Este un proiect gen universitate, cum sunt Statele Unite, de toate sporturile. Și domnul Țiriac, cât am înțeles, a cumpărat 300 de hectare acolo lângă Otopeni. Și vrea să facă un stadion de fotbal, un stadion central de tenis, vreo 20 de terenuri de tenis, mi se pare o sală pentru Nadia Comăneci, are în proiect și niște, ca să facă niște statui la cei sportivi care au reprezentat România. E un proiect foarte frumos, nu știu încă, știu că de-abia a cumpărat terenul. Există un orizont până la care ar trebui să fie gata toate aceste construcții? Asta nu știu. O să-l întreb. Nu am vorbit de asta, nu știu. Eu sunt în Fundația Dânsului vicepreședinte, băiatul lui e președinte și încercăm să obținem cât mai repede, că trebuie să niște aprobări pentru aceste proiecte. Despre Cluj. Vă rog. Dacă s-ar putea face da, uitați. Eu mă uit aici și văd, stați cel mai bine la treaba asta cu proiecte de sport. Aveți o sală acoperită, aveți un stadion. Erau terenurile alea 6 în spate pe Someș, când am venit, eu aveam 12 ani, dar nu mai sunt. Dar stați bine față de ce și de București chiar. Apropo de proiecte, Muzeul Năstase, pe care l-ați anunțat, cum stați cu el? Am avut o problemă acolo cu domnul primar. I-am cerut un loc unde, cred eu, că ar fi... La București. La București, că ar fi fost frumos și... E o intrare în parcul Herăstră, unde vin toți copiii cu mame, cu și iarna și vara. Acolo doream, dar domnul primar nu mi-a dat niciun răspuns. Am văzut o statuie a unui general care are 12 metri la intrare, generalul de gol. Pentru mine e jignitor că nu pot să fac ceva frumos. Proiectul e ca lumea, rămâne acolo, nu-l iau. Văd în stânga unul care cu grătarul, unul care vinde pantofi, unul care vinde țigări, asta se poate. Suntem în România. Deci dumneavoastră sunteți dispus să investiți? Eu fac eu, nu? Primăria nu trebuie doar să mă lase terenul acolo unde cred eu că lumea... Și ce vreau? Ca cei mici care nu mă cunosc, cum spuneați și dumneavoastră, să vadă cine am fost eu. Că nu e o rușine să fii numărul 1 mondial, nu? Da, alte întrebări? Lasă-mă, Anela, soție, ceva, mă întreb. Deci, cred că mă întreb unde o duc la masă, la prânz. Dacă muzeul nu se poate face la București, poate vorbiți aici, la Cluj. Da, eu sunt născut din București și cam asta vreau. Păi da. Da, îl facem să fix, asta și mutăm, nu fix, adică cu fundație, pardon. Să putem muta și în alte orașe, dacă e nevoie.
Dacă nu mai... Anela, dar tu ce ești acum? Moderatoarea, ce ești acum? Alo? Ai, ule. Gata, Anela, zi-te. Zi, când îmi dai voie să mă duc și să mănânc? Ia zi. Deci, câte rachete de lemn mai aveți? Că văd că tot faceți cadou și eu am primit o rachetă de lemn la București și Horia a primit aseară o rachetă de lemn. Ai foc acasă? Ai sobă? Nu, că nu-mi trebuie pentru sobă. Păi bune, am calorifere. I-am spus și lui Horia aseară. Am auzit. Lemnul ăla are 30 de ani, sigur, s-a prinde imediat. Dacă faci pe foc, a prins focul imediat. De exemplu, la turneul... Nu mai au valoare rachetele astea de lemn. Au de amintire. Unde? De amintire. Doar nu o să joace nimeni cu ele, clar. Pe foc cu ele. Deci, la turneul VTA care se ține aici la Cluj sau la turneele de la București, este ATP Challenger 100, este VTA 125, poate acolo ar trebui să meargă cineva cu rachetele sau cu un fel de expoziție mobilă. Domnul Țiriac are vreo 500, a cumpărat și domnul Țiriac... la stejari acolo le-a pus. Păi degeaba la stejari, să le nu le vede nimeni, asta e adevărat. Tocmai, că nu le vede nimeni, trebuie văzute. Și echipament. Eu ți le dau pe alea care mai am. Vreo 5-6 ți le dau, Anela, cadou, dacă vrei. Ați auzit, da? Da. Mulțumesc frumos de cadou. Gata. Alte întrebări cineva? Copilul, vrei să pui o întrebare? Hai, vine aici. Lasă, bă, nu pune presiune pe clasă, l-am pace. Vă mulțumesc. Din alea 5? Uite, din alea 5 una, vine pe, una va merge la tine. Și... Una va merge la tine, ok? Da. Bine? Luăm noi numărul de telefon, ok? Sigur o să fie semnată, că mă omoară cu semnăturile. Da, cu autografe, clar, cu autograf. Bine, mulțumesc că v-ați invitat. Numai puțin. Spuneți-ne niște întâmplări de la turnee, cu pisica neagră, cu umbrela, câteva ani. Cu pisica neagră e de mult. Așa. Cred că era la Monte Carlo, acum mulți ani. Și eram într-o mașină cu domnul Țiriac și în fața noastră era Adriano Panatta, care a fost numărul 1 în Italia, și cu un prieten de-al nostru mergeam la un restaurant. Așa, pe niște serpentine, mergeam un restaurant care era tot mai pe munte undeva. Și la un moment dat s-a oprit mașina din față, au coborât cei din față, eu cu domnul Țiriac nu știam ce se întâmplă. La un moment dat s-a dat tot ce au început să se agite, șoferul din față, gatonero, ce e, mă? Pisica neagră. Ce a făcut pisica neagră? A trecut prin fața mașinii. Ce să facem? Nu, n-am mai mers. 2 metri încolo am întors. Am făcut o jumătate de oră în plus și am ajuns la restaurant. Am mâncat acolo. După Roland Garros a venit, după Monte Carlo a venit Roma, ca și era înainte, și după aia Roland Garros. Eu știam figura. M-am dus în vestiar. Era un băiat care se numea Mabruc. Zic, sunt niște case foarte frumoase pe lângă Roland Garros. Zic, mă apruc ea 500 de franci, erau pe timpul francilor, caută și mie o pisică neagră. Ăla, da, mă duc. S-a dus ăla, a venit cu o pisică mai gri. Bă, vreau una neagră, mai ia 500. S-a dus ăla, a găsit o pisicuță mică, dar neagră. Noi jucam în primul tur pe la Roland Garros, pe central, cu Panatta Bertolucci. Luțiriac, nu i-am spus, nu știa. Am băgat-o într-o usă de aia de rachetă. Bine că am început să țipe pe acolo și am ajuns pe central. Am făcut încălzirea, la un moment dat arbitru zice, sunteți gata să dăm drumul. Zic, nu, stai puțin că vreau să schimb racheta. În momentul când am deschis să iau racheta, a ieșit pisica, a luat-o la o fugă, direct spre Panatta. 6-0, 6-0 i-am bătut. Nu vrea la asta. După aia, președintele Araș, Filip Chatrier, a zis, Năstase, Țiriac niciodată pe central, nu mai intră niciodată. Ma, lasă-mă, Mane, lasă că am obosit, mă. Lasă-vă cu umbrela. S-audă lumea. Umbrela, la Wimbledon plouă foarte des, știți și voi, și în momentul când începe să plouă, te bagă înapoi la vestiar și aștepți. Am așteptat odată, am așteptat, de vreo 5-6 ori. Și la un moment dat, la 6-a oară, când am intrat pe teren, jucam cu un american. Și nu ploua. Și la un moment dat, când a început să picure, îi zic lui ăla, dă-mă și tu un serviciu, că măcar să jucăm o minge. Ăla, nu că ei vrei să-mi câștigi punctul. Zic, nu mă dau pe lângă ea dacă ești nebun, dau. Dar măcar să jucăm și noi un punct după 6 ori. Și m-am dus în spate, era un polițist, l-am rugat pe ăla, zice, du-te, adu-mi și mie o umbrelă. M-a dus la umbrelă. Zic, servește, ăla nu vrea să servește, a servit și am dat pe lângă ea. Măcar am jucat și noi un punct. Asta e umbrela. Mulțumim foarte mult, vă mulțumim!